fiecare zi se întâmplă lucruri de care depinde viitorul tău și al copiilor tăi. Le vezi pe toate cu ochii tăi? Crezi că tot ce ți se arată zilnic la televizor este adevărat? Te-ai gândit că cineva ar încerca să-ți ascundă adevărul? Cum crezi? De ce ar face-o? Televiziunea este cel mai eficient mijloc de manipulare. Tocmai din acest motiv s-a avut grijă ca un grup de televiziuni cu interese politice comune să-și poată duce mesajul în casele tuturor. TV Moldova 1, post public cu acoperire națională. NIT, post privat cu acoperire quasi-națională sau aproape națională. Emite în 16 localități. EUTV, post privat cu acoperire regională. Emite în 13 localități. Sunt și televiziuni cărora nu li se dă voie să ajungă oriunde. ProTV, post privat cu acoperire regională, emite în 5 localități. TV7, post privat cu acoperire regională, emite într-o localitate. Cum credeți? De ce nu au acces la televizoarele voastre? Potrivit raportului de monitorizare al Asociației Presei Electronice, în timpul campaniei electorale, postul de televiziune NIT a vorbit despre Voronin de peste 800 de ori, iar Moldova 1 i-a acordat o durată de apariții de circa 2 ore, în timp ce lui Dorin Chirtoacă mai puțin de 10 minute. De asemenea, televiziunile pro-guvernamentale au prezentat într-o manieră negativă câte 5 sau mai mulți politicieni, printre care Dorin Chirtoacă, Vlad Filat și Serafim Urechean. Ați auzit de dreptul la replică? Dreptul la replică este atunci când cineva a vorbit despre tine, iar tu ai posibilitatea să răspunzi. И хотим одну из них засунуть вот эту змеечку спереди, расстегнуть у Киртока и засунуть туда ему эту крысу. Вот наша задача ближайшая. Да, тем более он холостой, что-то смерть. Вот. Пожалуйста, пусть сходит с этой крысы. На опиня меня, Воронин, decât să-și bată capul cum să ajungă la mine în pantaloni, mai bine s-ar gândi dacă mai are cu ce, la cum a guvernat în ultimii aproape 10 ani Republica Moldova, de a ajuns oamenii să-și vândă copii cu 12 lei bucata. Din păcate este trist, dar asta e situația dramatică din Republica Moldova. Iar acum să vorbim despre ascunderea adevărului. Am urmărit cu atenție evenimentele din 7 aprilie. La fel le-a urmărit și Europa. O delegație de deputați din Parlamentul European a făcut și o investigație în Republica Moldova. Știți ce i-a șocat cel mai mult? Acțiunile de violență din partea poliției. În numele Parlamentului European, noi condamnăm toate actele de violență care s-au produs în ultimele câteva săptămâni. Noi, desigur, suntem și împotriva atacurilor care s-au produs asupra Parlamentului, dar condamnăm deosebit de profund actele de violență și brutalitatea care s-a produs de nenumărate ori în privința persoanelor, deci pe parcursul ultimilor săptămâni. Fiți atenți însă cum a tradus Moldova 1 mesajul lor. For the European Parliament, this means that Parlamentul European condamnă toate actele de violență din ultimele săptămâni, inclusiv atacurile împotriva clădirii Parlamentului și președinției. Noi insistăm să fie efectuată o investigație completă, cât mai rapidă, cu participarea atât a reprezentanților guvernului, cât și ai opoziției, precum și ai experților internaționali, în special din Consiliul Europei. De ce Moldova 1 ascunde adevărul despre maltratarea a sute de tineri de către poliție? De ce tace că au fost și morți? Dar iată ce au spus europarlamentarii despre însăși Moldova 1. Și eu, la fel ca și Corina, suntem foste telejurnaliste. Și vreau să vă spun că noi imediat, în 5 secunde, putem să vedem ce mesaj este în spatele unei imagini. Imediat putem să vedem dacă imaginea deci a fost editată pentru a duce un mesaj anumit. Și imediat putem face deosebirea dacă imaginea pe care o vedem noi este una informativă, deci duce informație, sau este o imagine de propagandă. Și atât timp cât această luptă este pierdută, am zis, nu prea știu ce fel de mesaj poate duce Moldova. Și dacă întrebați acum
de reformă a companiei Moldova 1, dar eu vă spun încă o dată, este o urgență. Această reformă trebuie să înceapă chiar acum, fiindcă oamenii până la urmă vor să înțeleagă, cetățenii vor să înțeleagă ce se întâmplă în această țară. Trebuie o schimbare din nou substanțială. Și nu una cosmetică. Și ce este tipic pentru Republica Moldova? Că pe hârtie totul arată foarte frumos, în timp ce cei ce ne îngrijorează și cei ce rămâne problemă este implementarea, punerea în aplicare. Să revenim la evenimentele din aprilie și să vedem imagini pe care Moldova 1 nu le-a arătat niciodată. La 7 aprilie au avut loc un șir de acțiuni despre care probabil știm cu toții. Dimineața, în Piața Marii Adunări Naționale, a început un miting de protest împotriva fraudării alegerilor. O parte dintre manifestanți a pornit în coloană spre Parlament și Președinție. După prima piatră aruncată de provocatori, spiritele s-au încins. Tunul de apă i-a nemulțumit și mai tare pe protestatari. După ce au fost vandalizate primele două etaje de la Președinție, manifestanții au atacat Parlamentul. Și la guvern, unde avea loc în paralel mitingul pașnic, au fost provocări. Devastările s-au terminat seara cu incendierea Parlamentului. Asta nu va aduce aminte de nimic. În anul 1933, la 27 februarie, Hermann Göring, unul dintre liderii partidului nazist, a înscenat incendierea Parlamentului German, Reichstagul. După această operațiune, opoziția a fost învinuită că a dat foc clădirii legislativului. A început eroarea și a fost instaurată dictatura. Astfel, Hitler devine stăpânul Germaniei și în acest an, 1933, se naște regimul nazist, numit al treilea Reich. Reich nu mai puțin decât a dorit să se realizeze planul de lovitor de stat. Ceea ce a fost Reich a fost pregătitul lovitor de stat. Ответственность за все, что происходит в Кишиневе, Владимир Пилат, Дарина Киртака и Серафим Курикян. В данном случае вы являетесь свидетелями того, как группа негодяев пытается схватить государственную власть методом, так сказать, уличного путча. Я думаю, для такого рода действий есть немало статей в Уголовном кодексе. Pe каналиле Moldova 1 și celelalte servite comuniștilor este difuzată informația precum că opoziția a organizat aceste proteste, precum că noi știm că nu e adevărat, dar vă rog să mă ascultați cu atenție. Precum că opoziția a organizat, precum că opoziția se face vinovată de lovitură de stat, precum că au loc, vă rog liniște, oameni buni, precum că opoziția a organizat și precum că activitățile, acțiunile de vandalism au fost dirijate de opoziție. Asta e informația care se spune la locuitorii Republicii Moldova. Suntem acuzați evident de nedrept, pentru că tot ceea ce am încercat noi să facem este să calmăm spiritele pe parcursul acestei zile.